Bună ziua și bine v-am găsit! În acest video o să facem o demonstrație cum se face o resetare la un Gilera. Este vorba de un Gilera Nexus. Nexus de 250 de cm cubi, ce necesită resetarea intervalului de servis la curea. I-am schimbat cureaua și acum ne apare în bord. Da, ne apare că trebuie resetat intervalul de servis. Acum, este o metodă destul de simplă, nu necesită decât un pic de îndemânare, o să vedeți. E posibil să nu iasă chiar din prima. Deci, ținem apăsat pe butonul mod. Luăm contactul, ținem apăsat pe mod și pe set. Și ținem apăsat. Punem contact. Prima treaptă. Așa, dăm drumul. Ok. Și acum trebuie să se schimbe, uitați, și ținem apăsat când ne-a apărut servisul și s-a resetat. Acum avem decât cureaua. Să vedem ce s-a întâmplat. Punem contactul și îl pornim din nou. Deci s-a resetat intervalul de servis, a mai rămas doar de curea. La fel facem și la curea. Repetăm, ținem apăsat, luăm contactul, ținem apăsat pe mod și pe set. Și ținem apăsat. Punem contactul. Așa, dăm drumul. Și acum, uitați, e pe curea, ținem apăsat și s-a resetat și cureaua. Ok, luăm contactul, îl pornim să vedem dacă a dispărut. Gata, a dispărut, s-a făcut resetarea. Cam asta a fost, vă mulțumim pentru vizionare și nu uitați like și abonare la canalul nostru.